La Paris și Londra, în Spania sau Italia, românii nu au trecut cu vederea sărbătoarea națională, prilej pentru a-și aduce aminte de casă și pentru a le arăta străinilor crâmpeie din tradițiile și valorile autohtone. Într-un colț din capitala franceză, tricolorul a fost ridicat cu mândrie de românii care locuiesc aici. Ansamblul Vatra Dorului, cântăreața Diana Croitoru și interpreți de muzică lăutărească au dat viață petrecerii 100% autohtone. Și la Londra s-a petrecut românește. Marele naist Nicolae Voiculeț le-a dăruit românilor din diaspora un concert emoționant din care nu au lipsit piesele de inspirație folclorică, alături de lucrări clasice celebre, dar și de piese cunoscute din repertoriul modern. Cifrele oficiale arată că aproximativ 2,5 milioane de români muncesc în străinătate, iar cei mai mulți dintre ei s-au stabilit în Italia și Spania. Potrivit statisticilor, în Italia se află oficial peste 1 milion de români, iar în Spania locuiesc circa 800.000 de connaționali, în timp ce în Germania se află peste 171.000 de cetățeni ai țării noastre. 95.000 de români se află în Marea Britanie, iar cei mai puțini în Ungaria, Belgia și Austria. O statistică completă a cetățenilor români care trăiesc în diaspora nu există însă, spun autoritățile de la Cotroceni.